Debut nefericit pentru formația de basket feminin Femina Chișinău. În primul lor meci oficial din istorie, basketbalistele au cedat cu scorul de 61-67 în fața fetelor de la UTM Chișinău. Formația nou creată, Femina Chișinău, a fost la un pas să producă o surpriză în primul său meci oficial din istorie. Însă, pentru că a jucat astăzi doar cu 7 basketbaliste, Femina a cedat pe final de partidă. Repriza a treia a fost cea decisivă, jucătoarele de la UTM câștigând cu 21-9. Fetele de la Femina nu au reușit să schimbe scorul în ultima parte, iar partida s-a încheiat cu 67-61 în favoarea basketbalistelor de la echipa Universității Tehnice. Toate fetele care erau în echipa adversară sunt fete cunoscute pentru noi, am în vedere în joacă, deci nu a fost o noutate pentru noi să jucăm cu ele, însă a fost o joacă destul de grea. Să fim campioni și cupa și campionatul Republicii. Nou club хороший, colectiv у нас хороший, опытный тренер. Все хорошо. Девочки выложились по полной, конечно. Нас было мало человек, это, наверное, сказалось на результате матча. Чуть-чуть тренера не послушали. Ediția din acest an a campionatului intern de basket feminin a adunat doar 5 echipe. În partida de deschidere a noului sezon, joi campioana în exercițiu, echipa Academiei de Studii Economice, a învins cu 95-49 formația Universității de Stat din Moldova.